Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt comanda mea din catalogul numărul 10 de la Oriflame și am o cutie extra mega plină, dar haideți să vă arăt cum arată catalogul. Și acesta este, se lansează o nouă gamă Colorbox și am să vă arăt și eu câteva produse din această gamă, dar o să iau comanda aleatoriu așa cum mi-a sosit, pentru că am avut o comandă destul de mare și luna aceasta se apropie și ziua mea de naștere, m-am gândit să-mi fac și un mic, să zicem, cadou și am tot amânat să-mi cumpăr acest lucru și am decis că acum este momentul să-l iau și este vorba despre setul Novage și am avut două seturi pe comandă. Dacă achiziționați setul în campania aceasta, o să primiți și un demachiant cadou. El vine într-o cutie, este un set de îngrijire a tenului ce conține mai multe produse care vă ajută pe voi să vă faceți întreaga rutină de îngrijire a tenului. Și avem aici un demachiant, un toner, o cremă de ochi, un ser, o cremă de zi și o cremă de noapte. Și pentru că l-am comandat, am primit și demachiantul acesta cadou, care are 150 ml. După ce le voi testa, o să vă spun exact ce părere mi-am făcut eu despre ele. Poate să fac și o rutină de îngrijire a tenului, mai vedem. Am comandat și mai multe mostre de la fond de ten și de la parfumuri. Bineînțeles că am comandat și multe programe de buvenit pentru voi cei care doriți să vă alăturați echipei mele. Acestea conțin reducerile de care beneficiază, dar și premiile pe care le puteți câștiga în această campanie. Am comandat și multe punguțe din acestea Medi. Codul lor este 111970. Pe comandă am avut destul de multe parfumuri și am să vi le arăt pe acesta de la Giordani Gold White, care are 50 ml și a fost cred că la 70 de lei. Am mai avut și un Venture Beyond la 100 ml și a fost la doar 40 de lei. Un Happy Disease Woman, nu mai știu exact la ce preț a fost, cred că 50 de lei. E un catalog destul de bun în ce privește parfumurile. Și un Giordani Gold Incontro, care are 50 ml și cred că a fost 55 de lei. Un stick corector de la Love Nature, știi deja cum arată. Este pe o parte verde ca și tratament și pe partea cealaltă culoarea pielii, ca să zic așa, maro. Și sticul cred că a fost 10 lei. Încă un parfum, Wonderflower, care are 50 ml și a fost la 45 de lei. Și din noua gamă Colorbox am și un far de ploape, care este nuanța Pearly Pink. Fiecare fard este la 12 lei. Noua gamă Colorbox este de fapt vechea gamă Very Me. Pe ultima pagina catalogului o să vedeți și niște produse de îngrijire ale tenului și am avut și eu pe comandă două geluri din acestea de curățare. Sunt niște geluri de curățare exfoliante, au câte 150 ml fiecare și mie personal îmi plac foarte mult. Conțin și acid salicilic. Tot pe comandă am avut și două creioane de buze, unul în nuanța Real Red, sper să-l vedeți, și celălalt în nuanța Smoke Red și acesta e bază așa un spray maroniu. Am observat că în ultima perioadă foarte multe persoane îmi comandă și săpunul acesta Anchor. Arată ca o ancoră și nu știu exact la ce preț a fost, dar am zis că miros foarte bine. Și ca să terminăm cu parfumurile, am mai avut și un Miss Jour. De fapt, pe acesta l-am comandat eu și îmi place foarte mult, îl folosesc de foarte mult timp. Are 50 ml și îl găsești la doar 55 de lei în acest catalog. Și pe comandă am mai avut și două parfumuri de bărbați, un Darkwood și un Be The Legend. Care acesta Be The Legend a fost 60 de lei, iar acesta a fost 40 de lei. Darkwood are 75 de ml și la fel și Be The Legend. Din noua gamă Colorbox am avut 4 rujuri și am să vi le arăt pe rând. Primul este în nuanța soft cinnamon, nu știu exact cum se citește. Este un maroniu. Au fost la doar 7 lei fiecare. Următorul este în nuanța soft burgundy. Și acesta îmi place foarte mult ca și culoare. Soft red, care este un roșu aprins. Și acesta este Pearly Fuchsia, care este un fel de mov. Îmi place fiecare nuanță și le-am comandat pentru a le face cadou. Mi-am mai comandat și două nuanțe noi de OJ pentru că erau la ofertă la 10 lei fiecare. Sunt OJ-le de la The One și una este nuanța Golden și este un galben spre auriu mai mult. Îmi place mult cum arată și cred că are și particule de sclipici în interior. Și aceasta la fel este, cred că tot cu particule de sclipici în interior și este nuanța Ice Pink. Mă bucur nespus că a apărut la ofertă și tușul meu preferat de la Oriflame și anume tușul stilou și mi-am comandat 3. N-are rost să vă mai vorbesc despre el, este la doar 20 de lei în catalog și are
această chestie cu care eu îmi fac treaba, practic. Este detașabilă și de asta mi-e mai ușor să lucrez cu el. Adică nu este ca o carioca, ca să zic așa. Mi-am mai luat și un fard din acestea pulbere de la The One. Este în nuanța, cred că este nuanța mint, 32587 și este turcoazul acela, nu știu cât de bine îl vedeți voi, dar îmi place foarte mult culoarea lui. Am văzut niște swatch-uri pe YouTube și mi-a plăcut foarte mult cum arată și am zis că trebuie să-l am și eu. Și acum mai am să vă arăt doar două produse care sunt must-have pentru mine și îmi plac enorm de mult și n-aș putea să stau fără ele. Și anume este vorba de uleiul de păr de la Eleo, pentru că este minunat și l-aș recumpăra de fiecare dată, pentru că nu aveți idee ce impact are asupra părului meu. Așa arată sticluța lui, are 50 de ml și este destul de scump, cred că 30 de lei, 35, dar este fenomenal, chiar o să trebuie să-l încercați și să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, pentru că sunt convinsă că nu vă va dezamăgi. Și bineînțeles, kiturile sprâncene, pentru că se terminase cel vechi și pentru că foarte multe dintre voi m-ați întrebat cum îmi conturez sprâncenele sau ce produse folosesc, folosesc kitul acesta, dar și creionul de la Giordani. Și dacă vreți să fac un video în care să vă arăt cum îmi conturez eu sprâncenele, spuneți-mi în comentarii. Am să vi desfac să vi-l arăt pentru că este al meu. Așa arată kitul. Dacă umblați aici, în partea aceasta, o să vedeți că aveți și două pensulițe. Îl desfacem de aici. Și vine și cu o protecție. Și aici avem ceara, nuanța mai deschisă și nuanța mai închisă pentru fard. În mare parte cam aceasta a fost comanda mea. Acum am să vă arăt și următorul catalog care arată minunat, să zic eu. Chiar îți dă senzația de plină vară, pentru că e sezonul în sfârșit. Eu vreau să spun că este catalogul cu cel mai mic preț al anului, deci chiar vă sfătuiesc să îl vizionați măcar, pentru că are niște oferte super. Am primit, bineînțeles, și revista Business and Beauty și cam asta a fost tot. Deja le-am pus în punguțe ca să le pot oferi clienților mei și vedeți acolo în spate că am și geanta pe care o puteți voi câștiga dacă vă alăturați echipei mele și faceți primii 3 pași din programul de bun venit. Am destul de multe premii pe care le pot oferi, așa că nu o să vă spun încă ce anume voi oferi cadou, dar cred că cei care fac parte deja din echipa mea și sunt în grupul nostru de Facebook vor vedea de acum încolo destul de multe concursuri. Așa că din nou vă invit să fiți activi în campania aceasta și în următoarea, pentru că voi organiza destul de multe concursuri la care vor putea participa absolut cu toții. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce v-ați achiziționat voi din acest catalog. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și abonați-vă la canalul meu pentru a vedea și noile mele videoclipuri. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și rămâneți să ne vedem la următorul video. Vă pup, pa, pa!